I know you gonna dig this. Suntem sătui de probleme și de zile grele. Azi n-am niciuna dintre ele. Nu e una, nu e una dintre ele. No, 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 no. Mai știi cum ziceam? Câte visam că vom face când vom fi mari. Și câte am pierdut pe drum în goana după bani. Toți așteptam să ne luăm zborul, că ne amăgeam cu viitorul. Dar viața nu înseamnă să aștepți ca furtunile să treacă. E să înveți să dansezi în ploaie learcă. Când toate vin și pleacă, tu mergi pe drumul tău și mai încearcă. Da, bună ziua și bine v-am regăsit la un nou vlog. Vă spune, bineînțeles, că Silviu și nimeni altcineva. Tot m-am asigurat de acolo, cu toate că cei care vin din stânga au stop. Drumul prioritar este cel pe care am mers eu, dar am zis că e mai bine să mă asigur că în momentul în care am venit aici, eu cu semnal stânga că o să intru pe drumul de unde tocmai am ieșit, altul din față a venit și direct a trecut ca prin brânză, prin intersecția aia, adică nu prea se respectă. Am reușit de-am spălat după vreo 3 ore de așteptat, ceva de genul. Am ajuns la 12, este 5 fără un sfert. Mai mult de 3 ore. Da. Ideea stă în felul următor, că vreau să vă prezint și vouă un pic de drumuri prin Bulgaria, pentru cei care nu le cunoașteți, și să vă zgâlțui un pic, că așa sunt drumurile mai zgâlțuite pe aici. Deci cât m-am uitat eu că noi în România nu avem drumuri, credeți-mă că sunt doar câteva drumuri care sunt rele în România. Restul sunt bune, pe lângă ce ne oferă bulgarii. Și am înțeles că s-a mai scumpit și vinieta în ultima perioadă de timp. Bine, măcar că n-au scumpit podul prieteniei, care, apropo de asta, stai să mă asigur că am trapa închisă, care, apropo de asta, din câte am înțeles eu, mă scuzați o secundă, da, e bine. Mi-am adus aminte oricum prea târziu. Deci dacă era s-o comit, o comiteam grav la podul ăsta. La podul acesta, mă scuzați. Ideea e că am fost de-am spălat, nu mă urc eu pe cisternă la spălătorie. Ei se urcă, au niște scări speciale, nu folosesc scara containerului. Și mă uitam ca nu cumva să-mi fi lăsat balustrada deschisă, că am uitat să o verific. Norocul meu că nu s-au atins de balustrada mea, că o făceam țândări în pod, fiind o țeavă, nu știu din ce material este, dar oricum un material destul de moale. De multe ori este mai mult de formă decât de protecție acea balustradă. Adică eu nu mă bazez pe ea și vă spun sincer, dar cu specificația să nu faceți și voi la fel, eu de multe ori nici nu mai ridic balustrada. Pentru că oricum e pardaf. Da, am plecat de la Razgrad, mă întorc la Ruse. Acum urmează cea mai mare provocare pe care o să vreau să vă filmez și vouă. Dar dacă nu cumva se întunecă până ajung eu la Ruse, normal nu merg mult, GPS-ul nici nu mi-arată, GPS-ul a rămas pe adresa asta de aici. Am vreo 60 de kilometri, ceva de genul, ia să băgăm destinație, căutare, adresă, bag direct centrul orașului, nu mai stau să pun adresa exactă, pun și-o pe aici pe undeva. Mai departe, ok. Mergi, start. 70 de kilometri în cap am de aici și până la Rusia. Deci cam așa stă treaba. Și dacă nu se întunecă până ajung eu la Rusia, vă filmez și ceea ce va trebui să fac acolo și ceea ce nu-mi place deloc. Dăm și drumul la stație ca să auzim sfintele înjurături. Ce-o fi pățit colegul pe aici? Prost loc să-i se strice camionul. Se întâmplă, e de-a lor, e bulgar. Sigur o să vină cineva după el. Eu oricum n-am cu ce să-l ajut, că vă spun sincer,
În afară de cheia pe care v-am prezentat-o acum vreo două vloguri și un ciocan, cheia aceea specială de strâns furtunele, cum zic eu, că nu strângi furtunul propriu zis, dar strângi mufele de la furtun, și un ciocan, și un cleștișor mic, și un clește mare de sigilii, nu am nimic la mine, în afară de lucrurile acestea. Deci absolut nimic. Și acum țineți-vă bine, că e timpul să ne zgâlțim cu toții, nu numai eu. V-am zis, vlogul acesta vreau să vă zgâlțim și pe voi, cu drumurile lor șmechere. Vă spun eu că odată ce vii din România și mergi prin Bulgaria, ajungi la concluzia că noi chiar avem drumuri. Bine, nu și dacă vii din vestul Europei și te întorci în România. Este o oarecare diferență. Da. Și lucrul pe care o să-l fac și nu mi-l doresc să-l fac, dar efectiv nu am încotro, pentru că acolo este încărcarea, va trebui să dau pe lângă coada de camioane care se formează pentru a intra în țara noastră, România. Deci este posibil ca în, nu știu, că de aici pe drumul acesta merg drept, drept, drept și ies exact în ruse, în oraș. Deci din 70, cred că 50 merg pe aici și restul, da, nu, că și 20 sunt mult să ne rămână de mers prin ruse. Că ruse de la un capăt al altuia are vreo 16-17 km. Deci, cred că 60 de kilometri merg pe aici, restul de 8 kilometri îi merg prin ruse. Ideea e că trebuie să dau pe lângă coadă, combinatul de unde încarc fiind la... Ia uitați-l pe... Nu este coleg de-al meu, dar este o firmă tot de undeva din Prahova. Nu cred că iau containerele de la noi, de la terminal. Cu ocazia asta ați văzut cum arată un container cisternă. Vă pun și o poză acum. Cam așa arată. Am blurat ce am putut din înscrisurile de pe container. Nu este al nostru, este pur și simplu un container care a venit la spălat. Un container cisternă specific, care a venit la spălat. Și fiind cu puține înscrisuri pe el, am zis să-i fac o poză să vă arăt cam ce car și eu. Numai că acela pe care l-ați văzut în poză este de 20 de picioare, iar cel pe care îl car eu este un pic mai mare, de 24 de picioare. Așa avem și noi specificațiile, așa vi le dau și eu. Știți, pentru orice nelămuriri, Google e prietenul nostru a tuturor. Eu n-am stat să caut, nu mă roade curiozitatea. Observați că în poza care a fost, remorca este ceva mai lungă față de container. Noi avem remorci scurte fix cât containerul, trei dintre ele, iar două dintre ele sunt la fel mai lungi. Unde ai putea să pui container și de 30 de picioare. Iar cele de tablă pe care le cărăm noi, de 45 de picioare, sunt exact cât o prelată, adică 13,6 metri lungime. Lățimea aceeași, de 2,45-2,50. Mă credeți că nu mai știu? Mă jur că nu mai știu. Da, aia a fost o porțiune de drum rău. Am ocolit cât am putut din gropi. Deci dacă le luam pe cele de pe dreapta, cred că, Doamne ferește, îmi zbura roata. Ce voiam să vă zic? Acum mă vedeți din nou în pantaloni scurți. Dar acolo se află o pereche de pantaloni lungi. Știți că acum câteva vloguri, nu mai știu nici eu câte, 2, 1, 3, undeva pe acolo, v-am povestit eu că eu mă urc pe, când mă urc pe container cisternă, mă urc în bocanci. Datorită aderenței a tălpii, da? A tălpii bocancilor, pentru că sunt altfel concepuți față de Adidas și pe care îi port în mod normal. Și din faptul că la fluturi mai trebuie să mai dau cu piciorul în ei ca să-i desfac, că sunt strânși, să nu mai
urc cu ustensila numită ciocan în mână, să mă chinui pe scară, să eventual să-mi rup și gâtul, Doamne ferește. Aici, la spălătorie, unde am fost, cu toate că tu, practic, intri în curte, te oprești la birou, îți treci număr de referință și ce-ți mai cere pe acolo, număr de camion, număr de remorcă, număr de container, ultimile produse transportate și chestii de genul acesta. Pe lângă treaba asta, tu nu faci nimic, te sui înapoi în cabină, dai cu spatele în spălătorie, după care ei se urcă, ei îți spală, ei închid capace, ei pun sigilii, doar te fluieră, dă-i drumul, între timp îți aduc și certificatele de spălare, pe care nu pot să vi le arăt, dar sunt niște certificate de spălare, arată cam așa, exact ca un CMR. Vi l-am arătat pe spate, pe spate nu scrie absolut nimic, în care ei certifică că s-au spălat cisterna, că este pregătită de o nouă încărcare, că bla 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 bla. Deci noi, din moment ce am obținut acest certificat și fiind sigilată cisterna, nu mai avem nicio răspundere pentru... în cazul în care eventual, de exemplu, se va contamina marfa pe care o voi încărca. Întotdeauna la descărcări, lucru pe care am omis să vi-l spun, probabil, nu mai mi-aduc aminte dacă v-am spus sau nu, dar întotdeauna la încărcări ni se ia probă, se face analiză de laborator, după care ni se dă acceptul de a descărca. Sunt firme unde ne lasă să ne mufăm furtunele înainte, dar fără să dăm drumul la produs, deci doar mufăm, și firme în care nici măcar furtunul nu ne lasă să-l mufăm până nu au acceptul laboratorului. Mi se pare ok. Acum nu știu ce, vă spun sincer, nu știu ce teste fac ei, dacă sunt așa sau doar de formă, ca să zic așa. Da, și revenind la subiectul cu spălătoria, la ei în curte, paznicul nu te lasă să intri decât dacă ai pantaloni lungi și vestă reflectorizantă. În bermude, pantaloni scurți sau cum vreți să le spuneți, nu te lasă să intri. Prima oară, când după ce a venit căldura, mai fusesem aici, evităm genul ăsta de, adică spălare aici, pentru că ne țin foarte mult. Ultima oară cred că am stat 25 de ore până m-au băgat la spălat. Și aceeași cursă am făcut-o, ca și acum. Deci foarte mult timp de așteptare, că sunt aglomerați, că nu știu ce, că vrăjeală, că rupem camionul pe drumurile astea și am decât 60 la oră, dacă vă vine să credeți. E rău. E rău tare. Mai încetinesc un pic, că nu n-am ce să fac. Și noi ne văităm că avem drumuri proaste. Bănuiesc că se aude în ce hal face camionul. Și acum am doar 50 la oră. Pe limita de 90, nu știu dacă se vede pe GPS, care îmi indică și limita de viteză. Așa ceva nu se poate. Și ultima oară parcă nu era așa rău. V-am spus, evităm. Avem anumite curse unde spălăm aici, iar la alte curse putem spăla și în România. Avem spălătorii câteva și în România, dar aceasta necesită o procedură specială pe care nu o găsim decât aici, sau am înțeles că ar mai fi la Sofia ceva de genul acesta. Dar vă dați seama, cu încărcare de la ruse nu poți să te duci la Sofia să speli. Ai prea mulți kilometri de făcut. Pierzi prea mult timp. Deci răspunsul final e că Razgradul este singura opțiune. Din păcate. Da, și am auzit pe multă lume care se declară la un moment dat nemulțumiți de regulile impuse ale unor firme, gen cu
echipamentul acesta minim de securitate, de siguranță, de cum vreți să-i spuneți. Eu sincer, prima oară și eu nu m-am certat cu ei. I-am întrebat cu frumosul: de ce îmi cereți pantaloni lungi în condițiile în care era un soare afară și o căldură foarte mare? Am zis: de ce îmi cereți pantaloni lungi? Pentru că eu nu fac nimic. Eu nici nu cobor din cabină, decât până la birou și înapoi în cabină. Altceva nu fac. Mi-a arătat desene, poze pe geam, că astea-s regulile, trebuie să le respect. Și am chemat un director, pentru că atunci nu aveam pantaloni lungi la mine, vă spun sincer. Chiar nu aveam. A fost cursa și din scurt dată, adică trebuia să se ducă altcineva și un coleg de-al meu, iar acel coleg n-a reușit să se întoarcă la terminal, ca să poată să ia containerul să plece, și m-au trimis pe mine. Normal, aceasta ar fi o cursă de o zi. Dar la mine este 5 ceasul. Eu știu că cei de la combina de acolo lucrează doar până la 5. Deci nu cred că mai am vreo șansă să încarc astăzi. Așa că voi încărca mâine dimineață, după care voi lua coada cu puțin noroc de acolo de la combinat. Și dacă n-am noroc, mă voi coborâ până în primul girator, mă voi întoarce, mă voi pune la coadă, deci înseamnă vreo 8 km, 7,5 ceva de genul de coadă. Dacă nu de la combinat, am doar jumătate, 4 sau 3,5 km. Au pățit colegi de-ai mei în momentul în care a venit poliția de peste drum. Acolo stă un echipaj de poliție care dirigează întoarcerea, să zic așa, ca să nu rămână camioane blocate pe sub pod. Și au venit la ei de peste drum că ce-i cu tine? Dom'le, am încărcat de la ruse, de la combinat, cu acte, cu tot, cu ștampilă, cu tot ce se poate, cu tichet de cântar, cu tichet de parcare, că plătești și parcarea în combinat, adică parcare, taxă de intrare. Nu știu să vă spun cât e în leva, dar acceptă și lei, și ultima oară când am plătit și am zis că am doar lei, mi-au cerut 10 lei, adică o nimica toată. Dar bonul ți-l dă în leva, o să vă spun mâine, probabil în vlogul următor, adică o să vă spun ce și cum. Eu încerc să trag tare cu vlogurile, să filmez cât mai multe într-o cursă, ca să am un avans pentru eventualele săptămâni în care nu am nimic interesant de vorbit sau nu am nicio cursă interesantă. Că am prins, de exemplu, o săptămână în care singurul lucru pe care l-am făcut a fost doar să încarc. Deci, cum ar veni, azi încărcam de la Ploiești, de lângă noi. Stăteam toată ziua la vamă să fac actele, adică mă duc și eu puteam să fac ce vreau, dar camionul era parcat în curtea vămii. Și asta am făcut toată săptămâna, zi de zi. Mai avem și curse de astea. Am și GoPro-ul celălalt pregătit, să-l prind în bord, pentru când voi încărca, să vă arăt efectiv cum se comportă camionul încărcat cu cisterna la jumătate în momentul în care lichidul începe și face balans. Să vedeți efectiv acul de la turometru cum el se ridică, pentru că eu accelerez, că încerc să prind ceva viteză, iar când lichidul lovește în spate, scade sau rămâne cel puțin pe loc cu accelerația constantă. Depinde cât de bruscă e accelerația sau, mă rog, diferă de la caz la caz. Dar de fel, apucă și scade un pic, după care imediat când pleacă lichidul din spatele bazinului, începe și crește înapoi în turații. Vine, te împinge, după care iar se duce în spate și au fost cazuri când efectiv nici măcar pe autostradă nu am reușit să stabilizez lichidul. Și nu vorbesc de încărcarea aceasta, vorbesc de altă încărcare unde am avut ulei de floarea soarelui nerafinat. Am avut una dintre remorcile care spunem eu că sunt mai lungi decât containerul. Acelea sunt mai vechi un pic și au și o greutate mai mare.
Și în momentul acela, containerul fiind același, trebuie să pui până la 40 de tone maxim, adică undeva la 39-800 de tone, ca să poți să te mai urci și tu în camion și să poți să mai și alimentezi eventual, dacă e nevoie. De obicei noi venim alimentați în Bulgaria, adică nu trebuie să mai alimentăm de pe drum. Și na. Și în acel caz tancul, cisterna, am umplut-o mai puțin față de obicei. Iar lichidul avea mult mai mult loc să se plimbe, să joace, să facă balans. Și treaba asta nu că m-a costat, că nu m-a costat nimic, dar treaba asta m-a dat rău peste cap pe drum. Venind pe la Silistra Călăraș, de la Călăraș fiind noapte, am ales să vin pe autostradă, pe A2, și de pe A2 să ies în centura Bucureștiului, după care A3 până la Ploiești. Cam asta a fost treaba și inclusiv pe autostradă, la 80-81 pic la oră, lichidul tot balansa, nu cu aceeași putere, dar tot balansa, nu s-o prea din balansat. Asta e, v-am zis. E bine că mai schimbi un pic tiparul acela plictisitor de la... Că pot să zic că este plictisitor la containerul de tablă, unde, în afară de a deschide două uși, efectiv nu faci nimic. Nimic. Da, vă las acum, ați văzut cam cum stă treaba cu drumul, cu drumurile prin Bulgaria. O să mai avem ocazii destule să vă filmez și eventual revin de la ruse. Dacă nu, direct mâine cu balansul, în caz că se întunecă prea tare. Aș încerca să trag câteva cadre și noaptea, să vedem cum se vede, dar din câte mi-aduc eu aminte, nu s-ar vedea prea bine. Oricum, revenim. Da, am revenit. Mai am aproximativ 1,5 km până la momentul adevărului. Adică până când voi intra în drumul principal de ruse. Și cred că o să opresc filmarea, că ce e în față, nu știu ce se întâmplă. Posibil să fie ajuns coloana de camioane până aici și... Nu până aici, că nu se face aici, până pe la intersecția asta să fie blocaj sau oră de vârf, habar n-am. A început să plouă. Destul de tare, încă o dată vă zic că aveți grijă cu drumurile în Bulgaria, că sunt foarte alunecoase, mai ales când plouă, nu mai zic deja de gheață, polei sau alte chestii de genul ăsta, mâzgă. Alunecă, sunt porțiuni unde alunecă foarte rău, mai ales dacă sunteți ușori cu camionul sau, de ce nu, fără marfă. Și nu știu, stau să trec de coloana asta, că n-are rost să vă filmez în coloană. Și eventual revin și mai discut un pic despre bulgari. Vreau să vă mai spun ceva și poate între timp ajung și la destinație. Da, se pare că de la acest semafor s-a produs aglomerația pe care ați văzut-o mai devreme un pic. Nu are legătură cu ce se întâmplă pe drumul principal. Voiam să vă mai spun de bulgarii ăștia. Bulgarii aceștia, mă scuzați, se înțelege, da? Voiam să vă mai spun de ei că conduc foarte ciudat în comparație cu noi românii. Sunt unii care conduc foarte relax, foarte încet, foarte, adică dacă limita de viteză este de 50 de km pe oră, ei nu merg ca noi 55 pe acolo, ei merg 40. Deci direct 40, fără niciun stres. Odată. Și sunt alții care sunt foarte agresivi în trafic, agresivi. Care au un condus agresiv, de fapt, nu că sunt agresivi ei cu tine. Că nu, ia, ăsta cu Suzuki, mă gândeam că o ia și el pe aici. Nu că au ei un comportament agresiv în general nu au,
Dar conduc e foarte agresiv, o să vedeți depășiri pe linie continuă, depășiri în curbe mai puțin, dar cel puțin pe linie continuă bagă depășiri grupa mare. De obicei se întinde coada de la vamă în tot ruse. Acum văd că nu este nimic de speriat pe aici, vedem ce avem de depășit. Și altă chestie pentru cei care plecați în concediu, bine, acum e cam târziu pentru concediu, asta trebuia să o zic mai demult, dar nu mi-a trecut prin bibilică. Vedeți că în ruse, care este destul de lung, deci mai ales drumul spre Veliko Trnovo, de la ruse are vreo, de când ieșiți din terminal, sunt vreo 16 km. Are diverse, și de fapt nu diverse, mai multe limitări de viteză pe anumite porțiuni. Să fiți foarte atenți la indicatoare. Aici avem 50, sunt alte porțiuni unde avem 70, sunt alte porțiuni unde avem 80 chiar. Ah, să-mi bag picioarele în ea de groapă. Cam așa stă treaba. Mai aveți și camere nefuncționale, din câte știu eu. Un echipaj de poliție care mă depășește, deci sunt așa, inopinanți, apar, pac, ninja style. De asta e bine să respectați limitele de viteză. Uite, a dat drumul la girofaruri, băieții. Să nu spuneți că este coadă până aici. Nu este coadă până aici. Dar se vede... Se văd, nori destul de închiși în față. E posibil să fie vreo ploaie de aia mare. Problema e că dacă intru în seara asta în combinat, ar trebui să și cântăresc. Și după ce cântăresc, în interiorul combinatului sunt mai multe firme. Uitați apă pe stânga, pe banda 2. Aha. Și tanti asta de Ilfov a vrut să se ducă cu tupeu, cum vrea unul din... Cum mă depășește unul, de fapt, că n-are niciun stres. Poate acva planează, nu mai, a renunțat. A văzut ce l-așteaptă și a renunțat. V-am spus că unii sunt fugiți de acasă cu creierul și alții sunt regulamentari, corecți. Cam așa se împart bulgarii pe drumuri. În schimb, față de noi, și dacă au un condus mai sportiv, mai agresiv, mai... Nu zic că în România n-avem, Doamne ferește. Nu am văzut șicanări în trafic câte am văzut în România. Deci la capitolul șicanări stau mai liniștiți un pic. De obicei aici era numai coadă, dățile trecute când am trecut eu pe aici. Acum, de exemplu, este limita de 80 de km la oră, dar avem... Acum iar vrea să mă depășească cel care voia să mă depășească mai devreme. Și o să mă bag și eu în depășire, pentru că nu pot să stau după ei să merg cu 45 la oră. Avem un turc și cu încă un turc. În total, doi turci. Începe și ploaia. N-am decât vreo 65 la oră, adică... Sau doar 65 la oră. Sunt bine cu viteza. Și aici este limitare de 80. Atenție, da? Deci de asta vă zic. Au sectoare și sectoare de drum cu limite de viteză. După care mai în față s-ar putea să ne trezim cu 60 sau 50. Ia să vedem. E un pic înclinat semnul. Nu, 60. Da, îl vedeți, 60, gata. A fost, s-a dus distracția. După care mai în față iar o să fie 70. Dă-i tare, dă-i tare prin apă. Ia uitați-l cât de tâmpit poate să fie. S-a trezit și la realitate și s-a dat pe prima bandă. Vă dați seama ce... Am eu 65. Uitați, aici se face limita de 70. Aveam eu 65, el a trecut cu, cred că cu 80 cel puțin. Mă dați seama, o acvaplanare la 80, cum s-ar fi făcut? Frumos. Frumos și elegant.
Am mai prins coadă și de aici, la ruse exact din curba aceasta. Din păcate, la o curbă mai în față, nu la una, mă rog, spre aproape de vamă, a fost un accident destul de urât. Tot așa, coloana staționată pe prima bandă, un șofer de autocar turc, dacă nu mă înșel, a venit în curbă, a observat coloana prea târziu, bănuiesc că n-a putut să schimbe banda, nu știu ce s-a întâmplat. A frânat, dar având viteză n-a mai reușit să se oprească și a intrat într-un transportor de mașini. Tot camion. Adică nu platformă din aceea micuță, într-un camion care transporta mașini. A fost jale. Eu am prins în ziua aceea, am trecut invers vama. L-am depășit pe domnul acela cu bulldozerul ca el să facă stânga în spatele meu. Mai oprim aerul condiționat, apă. Mai oprim aerul condiționat că s-a răcorit chiar bine afară. Ia să vedem câte grade sunt. 21. Pa, parfum. Dorm în noaptea aceasta, știți cum? Ca un bebeluș. Mai fric și o berică ceva. Ca un bebeluș dorm în noaptea aceasta. Și eu mă gândeam că avem parte de show pe aici. Mă gândeam că prindem coloană de camioane și că mi-au înjurături. Eu le înțeleg frustrarea. Nu zic că nu înțeleg, Doamne ferește. E frustrant să stai în coadă atâtea ore. Eventual să mai faci și vreun repaus ceva între timp. Sunt unii care stau o zi, două, prin cozi. Și într-adevăr e frustrant când îi vezi pe alții care dau pe lângă coadă. Sunt perfect de acord cu ei. Problema noastră este că noi imediat cum am observat un camion care trece pe lângă, începem și înjurăm. Asta e o problemă gravă. Într-adevăr, din toate camioanele care trec, cred că 90% din ele dau pe lângă coadă. Iar restul de 10% nu dau pe lângă coadă. Cum și eu acum, eu nu dau pe lângă coadă intenționat, dau pentru că am încărcare și doar noi fi nebun să stau în coadă ca să încarc. Pe aici se intră. Deci așa se vine, se duce, te duci până la combinat unde voi intra eu, iar de la combinat te întorci. Deci uitați, de aici începe coada. Sunt în total vreo, cât să zic eu, 8 km de coadă. De obicei nu le lăsă stai aici, în giratoriu mai stă un echipaj de poliție în față. Când nu e coadă deloc, se întoarce în primul giratoriu, dar acum se pare că este coadă. Dar eu mă duc să încarc, eu oricum astăzi nu cred că mă mai pun la coadă. Iar mâine dimineață, dacă e ceva, în cel mai rău caz voi lua coada de aici, din giratoriu, dus, întors. Dacă am noroc să nu îmi zică nimeni nimic la ieșirea din combinat, voi lua coada doar pe întors, vreo 3,5 km. Sau 4. Mi-a intrat o muscă în cabină. Și cum am oprit aerul condiționat, cum a început să zboare. Stai mă liniște că nu merg pe acolo, nu te mai uita. Eu mă duc în treaba mea. Eu am treaba mea la combinat. Acum ce-i bine că nu mai stau șoferii jos din cabine și sincer nu mai... Nu mai există riscul să ți se arunce în față, că mai sunt și specimene de genul acesta. Colegul cerea o barcă la giratoriu. Ia uzi, să aducă bacul, să aducă... Mai bem și noi o gură de 3 într-1, că cafea nu mai dispunem. Am zis-o că cafea, da, de cafea nu mai dispunem. Uitați apa aici. Da, uitați, da, nu știu dacă auziți, dar un coleg zice că stă de 45 de minute în spatele altui coleg. Altui coleg că e blocat pe cântar la bulgari, nu știu ce se întâmplă.
să mă plouă ceva. Se aude întreapă, zici că e grindină, dar nu se vede. Încă nu mi-a luat în jurături. Mă mir că nu mi-a luat în jurături încă. Mamă, dar plouă, nu glumă. Numai tac mai ascult și eu de la ce zic băieții pe stație. Da, și într-adevăr, și eu dacă aș fi dat acum, aș fi stat în coadă și aș fi văzut că trece un camion pe lângă mine, aș deveni frustrat că stai atâta timp și mai sunt unii care chiar dau pe lângă coadă. Dar plouă, nu glumă. Deci probabil o să aștept un pic. Uitați, cu vestele în spate s-au băgat la somn, numai că cei din spate nu văd că s-a eliberat coada. Din păcate. Mai accelerăm un pic, ia să dau drumul și la încălzirea în oglinzi, poate mai usucă un pic apa. Dar nu prea are momente butonul ăsta când ia comanda din prima. Acum a luat momente când trebuie să apăs foarte tare ca să ia comanda. Mamă, dar îi dă pe ploaie, nu glumă. Doamne ajută, poate mai crește și Dunărea un pic. Dă drumul la Bacuri, se circulă mai bine, nu mai sunt probleme. Am înțeles că acum sunt probleme și la Silistra Călăraș. Creangă pe jos. Înseamnă că aici a dat-o rău de tot. Și un bulgar care s-a oprit să facă ce? Nu știu ce să facă. Mă sună. Mamă, și n-am nici casca. 2 secunde, vă rog. Alo? Săruna. Da. Și dacă plouă? Că plouă cam rău pe aici, asta e problema. Văd că a fost ceva furtună, că mai sunt crengi de copaci căzute. Eu mai am 5 minute și intru în curte la ei. Acum sper să nu prind coadă mare la cântar, că știți că cântarul este pentru tot combinatul, nu pentru doar pentru ei. Vedem ce. Eu cântăresc repede și mă duc la ei și vedem ce zic. Mă încarcă, nu mă încarcă, mâine. Ok, bine. Da, bine. N-aveți cum ce să rămânăm. Da, ați asistat și la o discuție cu mai șefa. Mă duc aici la polițiști să le fac semn că intru în combinat. Așa, foarte de treabă. I-am arătat cu degetul combinatul. Mă aburesc aici, trebuie să dau drumul la aer. Și ei înțeleg, adică nu e nevoie să te oprească. Pentru că știu că cisternele mai încarcă de aici. Nu aveam nici casca în ureche. Opa, am luat-o până am conectat-o, am apucat să răspund la telefon. Doamne ajută. O aveam la încărcat. Da, și ei acolo stau ca să asigure buna funcționalitatea drumului pe aici, gen să nu se blocheze pe sub. Ia, și acum intrăm în combinat. De aici trebuie să-mi iau un bon. Lua bonul și dăm bătaie ușurel. Aici trebuie să cântărim la cântar. Avem ceva coadă. A zis că până în 6 dacă ajung la ei mă încarcă, dar este 6 fără 5 minute și până stau eu la toată coada asta la cântar am pus-o. Asta e.
facem o românească aici și cu ocazia asta închei și vlogul, pentru că am filmat destul și vă mulțumesc frumos pentru vizualizare. Eu am fost Silviu, ăsta să întreb. Stai la cântar? Atunci mă duc să întorc. Nu vreau să mă bag în fața lor. Ah, ok. Da, deci mi-a explicat foarte, foarte amabil. Nu contează ce nație e, ideea e că eu nu vreau să mă bag în fața lor. Pentru că nu e frumos, nici mie nu mi-ar conveni să vină altul să se bage în fața mea la cântărit. Da, n-am decât să-mi trec referința pe o foaie, să-i dau la cântar când ajung, să mă duc la firmă să vedem dacă mă încarcă sau nu. Încă o dată vă mulțumesc frumos pentru vizualizare, eu am fost Silviu, sper să ne revedem și la următorul vlog. Toate cele bune!